Trei foști deputați au fost plasați în arest preventiv în dosarul de îmbogățire ilicită. Este vorba de Anatolie Zagorodne și Vladimir Vitiu, care stați pentru 30 de zile, și Violeta Ivanov, plasată în arest pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de către judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana. Tot astăzi, judecătorii examinează cererea procurorilor de a-i plasa în arest preventiv pe foștii deputați Artur Reșetnikov și Sergiu Sârbu, care figurează în același dosar. Foștii parlamentari Anatolie Zagorodne și Vladimir Vitiu au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. De ce mai exact sunteți învinuit? Cum pledați, domnule Zagorodne? Domnule Vitiu, cum comentați acuzațiile care vi se aduc? Nici Violeta Ivanov nu a comentat acuzațiile. Cum comentați acuzațiile care vi se aduc? Este adevărat că v-ați fi îmbogățit ilicit? Sergiu Sârbu a luat cu el la judecătorie un desen în care este ilustrată familia lui, menționând că asta este toată bogăția lui. Iată bogăția mea, dacă ea este ilicită, eu sunt gata să fac șcării, dar nu le dăm pe ea. E vinovat. La dumneavoastră acasă au fost găsit 10.000 de euro? Nu s-au găsit nimic. Iar fostul parlamentar Artur Reșetnikov a declarat că tot ce îi se întâmplă reprezintă o comandă politică pusă la calea de Maia Sandu. Am demonstrat că veniturile familiei mele sunt mult mai mari decât cheltuielile. Concluzia că este o persecutare politică din partea guvernării. Sporturile cel cu 10.000 de euro sunt a dumneavoastră? Da, legal. Din ce cauză? Purtătorul de cuvânt al președinției Sorina Ștefârț a declarat că nu comentează acuzațiile lui Reșetnikov. La judecătoria Chișinău a venit și deputatul Șor Marina Tauber pentru a-și susține colegii de partid. Ne pare foarte și foarte rău că guvernarea și alți jucători politici continuă jocul acesta murdar, că îndată ce s-a scumpit pâinea, trebuia să fie cineva reținut, ca să distragă atenția oamenilor de la problemele lor sociale. În replică la declarația făcută de Marina Tauber, purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Jardan, ne-a comunicat că oamenii așteaptă o justiție corectă, iar cei vinovați să fie pedepsiți. Procuratura Anticorupție menționează într-un comunicat că au fost audiați încă 6 foști deputați, iar alți 2 urmează a fi interogați. În perioada 2-3 februarie au fost efectuate percheziții la domiciliile, în automobilele, precum și la rudele a 13 foști parlamentari, în cadrul cauzei penale pornite pe faptul îmbogățirii ilicite investigate în conexiune cu alte anchete penale pe faptul coruperii unor foști deputați pentru părăsirea fracțiunii parlamentare din care făceau parte. Procurorii au ridicat calculatoare, telefoane mobile, documente, scrisuri și alte probe. Au fost găsiți și bani. Cea mai mică sumă este de 500 de euro. Cea mai mare constituie 34.700 de dolari și 44.300 de euro. De asemenea, un alt deputat vizat în ancheta procurorilor păstra în safe la bancă 65.000 de euro și 30.000 de dolari și avea deschis un depozit de 20.000 de dolari și 85.000 de euro. Niciunul din cei 5 învinuiți și 6 bănuiți nu-și recunoaște vina. Ei riscă o amendă de până la jumătate de milion de lei sau închisoarea de până la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe o perioadă de până la 15 ani. Parlamentarii vizați de anchetele Procuraturii Anticorupție fac parte dintr-un grup de 14 foști deputați comuniști care în 2015 au părăsit fracțiunea. Atunci președintele PCRM Vladimir Voronin i-a exclus din partid și a declarat de mai multe ori că aceștia ar fi primit sume mari de bani pentru a părăsi fracțiunea. Ei au respins acuzațiile.